Cei patru bălșeni, pe numele cărora erau emise mandate de arestare internațională, au între 20 și 27 de ani. Prinderea lor a avut loc ieri, în urma unei acțiuni desfășurate de polițiști de la mai multe structuri, ajutați de jandarmi. Polițiștii au executat o acțiune pe raza orașului Balș, ocazie cu care au fost identificați patru bărbați cu vârstele cuprinse între 20 și 27 de ani, toți din orașul Balș, pe numele acestora existând mandate de arestare preventivă, emise de autoritățile spaniole, solicitându-se arestarea în vederea predării către autoritățile judiciare din acest stat. Aceștia sunt bănuiți că în perioada 2018-2019 au sustras 32 de autovehicule de pe raza statului spaniol, pe care le-au folosit în vederea comiterii de furturi din locuințe sau societăți comerciale, iar după săvârșirea faptelor, aceștia au revenit în țară. Tinerii bălșeni acuzați de producerea a zeci de furturi în Spania au fost reținuți. Pe numele lor urmează să fie emise mandate de arestare preventivă în vederea îndeplinirii procedurilor de extrădare în Spania, unde vor trebui să răspundă penal pentru faptele lor.